După depunctarea CFR-ului și intrarea în insolvență a clujenilor și a petrolului, primele patru echipe care pot participa în cupele europene conform clasamentului din acest moment sunt Steaua, Astra, Târgu Mureș și FC Botoșani. Echipa din nordul Moldovei se află abia la al doilea sezon din prima ligă, însă nu se teme de această provocare. Ne dorim să jucăm în Europa League la al doilea an în Liga 1. Ar fi special pentru Botoșani să poată participa într-o cupă europeană. Entuziasmul fotbaliștilor din Moldova este potolit de antrenorul roșu al balbaștrilor. Nu suntem pregătiți să jucăm în Europa League, dar dacă clasamentul ne va duce acolo, ce putem face? A precizat antrenorul echipei Fanion.